jedan od posta. Kaže sad da to mi kaže da papiri znam. Da će pak, će se paš komesažu da je papiri znam, da je najfavnuli sa što mi znam. Orice societate se măsoară, calitatea morală și spirituală a unei societăți se măsoară în valoarea familiilor pe care le are. De aceea suntem supărați de aberațiile care s-au spus în România astăzi. Suntem dărâmați pur și simplu de foaia de parcurs a comunității europene care nu mai crede în valorile familiei creștine. Și mă rog ca în seara aceasta să putem să înțelegem câteva din adevăruri. Este cineva care nu e de acord cu afirmația asta din Genesa? Este vreo fată sau un băiat care nu e de acord cu afirmația asta? Deci ce nu v-ar place de pildă din textul acesta de aici? Un bun prieten de-al meu mi-a spus, Marcel, dacă aș avea să zice că Dumnezeu mi-a dat pentru câteva minute autoritatea să schimb ceva în Biblie, zice, știi ce aș schimba? Iubește-ți vrăjmașii. Ce bine că nu-ți dă ție dreptul ăsta. Nimeni nu poate schimba. Dar toți ne putem schimba. De ce să schimbi tu Biblia? Mi-e bine să schimbi viața. Mi-e bine să schimbi viața. Și deci, adevărul care par atât de grele pentru tine, privată de vină o reală în cuvântare. Mi-au plăcut cântările și pentru că l-au onorat pe Hristos. Și îmi place și pentru că există implicare în biserică, într-o vreme în care bisericile au fost transformate în moluri. Oamenii vin, își scaldă ochii, stau, consumă programe, unul le predică. V-am spus în prima seară, fiți dispuși mai degrabă să renunțați la un predicator. Și să mai fie încă 4-5 care din biserică să fie implicați în închinare. Că nu cred în bisericile de tip spectacol. Cred în oameni implicați 100%, full time, în închinare de adunare. Dar nu te-ai implicat dacă nu te-ai pregătit pentru asta. Trebuie să fii chemat pentru asta, fă-o cu bucurie. Dar e tare greu într-o biserică mai mare să-i lași pe toți cei chemați să aibă într-un mod privat o închinare. Mi-a plăcut că am și cântat doctrinele, nu ne-am cântat sentimentele. În cântările de astăzi, spre deosebire de al Traian Dor sau Niculiță Moldovean, noi ne cântăm sentimentele. Am simțit, m-ai împins, m-ai tras, te-am văzut. Nu știi pe cine, nu știi când, nu știi de unde. Altădată ne cântam doctrinele, ne cântam scripturile. De aceea și în cântare noi ar trebui să-L propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pentru că nu mă interesează ce ai simțit. Să știți, credința e foarte cerebrală. Sentimentele sunt conjuncturale, dar adevărul este universal valabil. Uneori ce simți tu în armonie cu adevărul care s-a spus. Când spun că sentimentele sunt conjuncturale, spun că dacă ești la nuntă, de pildă, toată lumea se bucură. Dar dacă ești la o mormântare, instantaneu, toată lumea plânge. Apoi ies afară ca și cum a închis un capitol și își reia viața. Sentimentele sunt conjuncturale. Dar adevărul, de aceea o familie nu e condusă de sentimente, ci de adevăr. Dacă seara asta familia ta suferă pentru că ai așa senzația că nu mai simți ce ai simțit când te-ai căsătorit cu ea, sentimentele sunt conjuncturale. Am învățat că ca soluție pentru biserica din Efes, ți-ai părăsit dragostea din tâi, ca soluție n-a fost întoarce-te la dragostea din tâi, deși noi așa cântăm, dar cântăm neadevăr din Scriptură, nu așa zice Scriptura, ci se spune întoarce-te la faptele din tâi, tocmai pentru că sentimentele sunt conjuncturale. Adică, zice Domnul, când ți-ai pierdut dragostea, dacă vrei dragostea să renască sau ca să rămân în asentimentul fratelui Ianoș, dragostea asta trebuie învățată și ca să o înveți trebuie să faci faptele dragostei și în absența sentimentelor.
și ele vor genera, te vor învăța să iubești. Dar dacă vei aștepta și vei face bine fraților numai când îi iubi, nu știu dacă se va întâmpla asta pe tine. Așadar, întâlnirea noastră a fost tematică, cumva îmi cer scuze pentru cei care sunteți aici. Eu mă simt mult mai bine în evanghelizări decât în închinările tematice. Aceasta este cu precădere chemarea mea, dar fac și celelalte. Frate, nu m-a rugat să avem ceva pentru tineri mai ales. Și asta este, fă ceva ca să te căsătorești sau ce trebuie făcut ca să te căsătorești. Sigur că mă duc pe tema familiei destul de mult în țară și îmi cer scuze pentru cei care sunteți căsătoriți de ani și ani. Dacă cuvântul e pentru voi, măcar să știți să vă învățați nepoții. Sau să fiți atenți la copiii voștri, pentru că sunt lucruri care toată viața se pot repara. Sunt fel convins că sunt foarte multe familii care suferă. În loc să se bucure de viața din belșug, de familie, au învață așa trăită de pe zi pe alta, oameni plictisiți, este o apatie de nedescris în viața de familie. Frate Nelu m-a rugat să punem un adevăr, am pus un adevăr pe care se nu poate contesta nimeni. Adică este o constatare a lui Dumnezeu că nu-i bine omul să fie singur. Și plecând de la acest adevăr, vrem să dezbatem ce ar trebui făcut, sau așa cum sugera cineva astăzi, oare ce ar trebui să nu facem, ca să ne putem să fie. Deja am anticipat și am spus, un prim pas care l-ai putea face este să vrei. De aceea, dacă te opui, deja ai o problemă. Dacă te opui bazându-te pe adevărul care nu sunt biblice, iarăși ai o problemă. Am să dezbat subiectul acesta, atacând trei paliere ale vieții de căsătorie. O să ne uităm mai întâi la ceea ce înseamnă la primul pas, ăla din adolescență. Să spuneți unii, păi stai, că aici e vorba despre sindromul fetei bătrâne, despre sindromul băiatului apus, tomnatic. Cine vorbește despre adolescență? Pentru că sunt foarte multe lucruri care suferă de acolo. Acolo și-au obârșia. Așa că ne vom uita mai întâi la ideea de prietenie. Dar de ce de prietenie? Pentru că aș răspunde la un bilet care s-a pus și aici chipul viacului și arată colții. Și aici, pentru că am adoptat o idee despre prietenie, care nu am nimic cu Scriptura, de aceea avem derapaje inimaginabile. Și la prietenie vom aborda subiectul așa. Prietenia este profit sau persoană? Ce urmărim în relația de prietenie? Care anunță mai apoi o perioadă de curtare și curtarea este călăuzire sau căutare. Și apoi îi spune. Deci ce ar trebui să facem mai întâi? V-aș spune câteva lucruri ce țin de prietenie, dar prefacez ideea de prietenie cu câteva imperative sau cu un imperativ care îl așez pe trei nivele și m-aș referi aici la nevoia de puritate, de curăție. Una din promisiunile Bibliei este aceea din Matei 5:8, că cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Și asta mă obligă să dezbatem un subiect care îl lărgim și la cei din familie, și cei ce sunteți în pragul familiei. Aș vrea să înțelegem lucrurile acestea. E nevoie de curăție și întrebarea sigur este cum am putea să ne păstrăm puritatea, curăția. Mai întâi, aș spune că e nevoie de puritate intelectuală, mentală. Tulburările noastre se produc atunci când ni se tulbură mintea noastră. Nu știm, n-avem capacitatea să ne păstrăm mintea curată. Așa se face că diavolul a inventat tot felul de resurse drăcești prin care ne tulbură mintea. Și când citim în Biblie, noi descoperim lucruri extraordinare, cum am putea să ne păstrăm mintea curată. Deci mai întâi, pentru toți cei care vreți să vă căsătoriți. Deci vreți să vă căsătoriți, da? Înțeleg că vreți lucrul ăsta. Am discutat cu destul de mulți dintre voi. Mi-a spus, eu vreau, dar... Acum eu îți spun care e principiul biblic. Eu nu o să spun acum o rețetă, fii foarte atent.
Fă așa, lasă, fă o infuzie de mentă cu nu știu ce, lasă 15 minute, bea 3 căni pe zi și luna viitoare o să mă trim la nuntă. Eu spun care este perspectiva biblică, care sunt pașii, cum vede Dumnezeu că e normal să ne căsătorim. Și ce-i fals, care este pudoarea falsă, sunt oameni care sunt, ies din toate tiparele. Apostolul Pavel zice un lucru extraordinar, 2 Petru capitolul 3 și versetul 1. Îi spune un lucru extraordinar de interesant. Zice, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Ce zice Apostolul Petru despre mintea noastră? Mintea noastră se poate îmbolnăvi. Și Apostolul Petru zice, eu caut să vă trezesc mintea sănătoasă și ca să-ți rămână mintea sănătoasă, ea trebuie mereu și mereu scăldată în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ce spun Sfinții Proroci și ce a spus și ce spune porunca Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să se strângă mintea, să se alterează mintea. Dacă nu ți-o lași îmbibată, scăldată, cufundată în legea desăvârșită a lui Dumnezeu. Mai întâi ne trebuie o minte sănătoasă. Te uiți la câte un bărbat, la un băiat, la o fată, nu-i bună mintea. N-are minte. Cineva așa, este să știți că între bărbat și femeie este o diferență colosală și de aceea nu-i cred pe ăștia care zice, ce frate, noi ne potrivim. Este așa o, nu vă potriviți deloc. Tocmai asta e minunea lui Dumnezeu, că erau doi oameni total diferiți și îi face să funcționeze împreună. Și aici sunt oameni, bunicii lor au avut 76 de ani de căsătorie și au fost în biserică la mână. 76 de ani de căsătorie! Și ăștia nu tot stat și s-au analizat, stai să vedem, să te curtezi eu pe tine vreo 5 ani, te tot curtăm, facem garduri și apoi trăim împreună 5 luni când vorbim la comitet. De ce n-au făcut asta? Că era puritate la nivelul minții. Era mintea curată. Și cei curați cu inima știi pe cine îl văd. Îl văd pe Dumnezeu. Și Apostolul Petru zice, singura modalitate de a-ți păstra mintea curată este ca mintea ta să fie scăldată în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. O minte neechilibrată de Cuvântul Domnului. Este o minte blestemată. Noi nu avem timp în seara asta, dar voi acasă citiți Romani capitolul 1, mai ales de la versetul 18 în jos, și veți vedea că o minte care nu caută să-L păstreze pe Dumnezeu, în lăuntru ei, este abandonată de Dumnezeu și să activează o judecată temporară a lui Dumnezeu. Judecata temporară a lui Dumnezeu, știți care este? Că Dumnezeu își retrage mâna și rămâi tu cu mintea ta. Este un prim pas al judecății. Dumnezeu te lasă în poia minții tale blestemate. Și de aceea îți trebuie curăție a inimii. Și mă rog pentru toate fetele, mă rog pentru toți băieții și pentru toți părinții. Vedeați ca pruncii voștri să nu-și altereze mintea. V-am dat un exemplu. Da, așa e, 8:15 între noi și musulmani. Pentru că el la 5 ani știe jumătate Coranul, Mateu la 5 ani știe umbla pe aici. E diferență. Zice, voi ăsta el ne învață pe noi, zice. Spuneam lui Marcela, când ne ducem într-o policlinică, acolo să tot scoatem rețetele de sopii noștri și am stat în timp ce ei era înăuntru și erau două domni, am două bunicuțe și se lăudau. Zice, poate ăsta înjură, zice, cum înjură să-l auzi, după așa. Fii aia, și zice, mintea. Hrănește mintea pruncului tău, a copilului tău. De ce? Să-i rămână sănătoasă. Că s-a tulburat societatea, nivolnată societatea. A noștri nu e bine să creadă că are 20 de ani și eu îi spun când să pornească calculatorul. Că să aibă autoritate, că altfel să dezechilibrează. Budonul la mine, e la tine, ești acasă la mine. Încă ești în custodia mea. Eu de tine voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Nu vă obișnuiți cu chestia asta că s-a dus în camera lui, ale televizorului, laptopului, tableta lui. Nu, dragii mei. Rută lui la mine. Pac!
se rupe tot. Comunitate. Și se întâmplă seara când îi spun Marcela, zice, ai luat tot? Zic, nu. Când mă duc și iau, când iau, pum, au un sus, iar că nu se pun, s-o vedeam. Deci ne trebuie curăție a minții mai întâi. De ce? Ca să abordăm prietenia corect. Dacă băiatului îi bolnavă mintea și fetei îi bolnavă mintea, are probleme în prietenie. El confundă prietenia cu anatomia dacă îi bolnavă mintea. Și asta se învață în clasa 7-a în România, în prietenie. Doi, ne trebuie puritate morală. Ne trebuie valori morale, trebuie să rămânem curați la nivel moral, să gândim sănătos la nivel moral. Efectul inimii neancorate în cuvântul Domnului este imoralitatea din pudoare. Dar pune totul să le citim. Pune-ne un pic Romani, capitolul 1, versetul 28-29. Vă rog să vă uitați care e degenerarea în care se ajunge din pricina minții care afectează inima. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Oare care să le? Regăsiți societatea noastră în versetul ăsta. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, vicrenie, lăcomie, răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, sunt șoptitori și îi un etc., îi un zbârfitor, urâtor de Dumnezeu. De ce? Mintea e bolnavă. Și pentru că mintea e bolnavă, are impurități la nivel moral. În retorica lui Aristotel, cei mai tineri ar fi trebuit prin școală, cred. El spunea că viața unui națiuni se plădește pe trei stâlpi. Și el zicea că există așa, etos, patos și logos. Noi ce avem de aici? Avem etica creștină, etică, morală creștină. Ce zice Dumnezeu despre? Lumea zice asta, dar care-i etos? Ce zice Dumnezeu despre etică? Avem patos, cum spunem ceea ce zice Dumnezeu? Și avem logos, cuvântul întrupat, ceea ce spune. Noi ce avem din toate astea? Cred că avem numai patos. E râvnă multă, da? Fără înțelegere. Așa că, când mă uit în Scripturi, în cuvântul Domnului, este că o condiție a rămânerii evreilor în legământ cu Domnul, era să nu preia nimic din practicile păgâne. Nimic! Dar tu te duci la școală? Toate colegii de tale au pere. Îți miroase gura acașâncă, dar străbă petică. Și? De unde ai luat-o asta? De unde ai luat-o asta? De la colegi. Eu așteptam eu că mă nimeream de acolo și hai să mă ducă tata acasă. Asistam la o scenă incredibilă. Că la liceu era uniforme, dar ieșeau tipele din la școală. Și eu stăteam, mă, lumea mea, ce nu mai bine. Și vedeam, le așteptau mașinile. Tari! Vă înțelegeți? Tari! Și își dădeau iar uniformele jos și rămâneau niște egăraș. Și apoi, pum, se închideau ușile. Și fetele îmi spuneau, tata, îți stăteau, iau fetele. Dragii lui tata, le-am spus, spuneți-le așa la colegii de voastre. Voi ca ele puteți fi acum. Ele ca voi, niciodată. Nu te umili cu asta! Păstrează-ți puritatea morală! Tu ca ele poți fi azi! Dar ele ca tine? Îți trebuie puritate! Dacă nu există asta, am definit greșit ideea de prietenie. Voi aveți prieteni. El are 10 ani. Încă mama s-a trebuit să-l îmbrace dimineața la școală, își uită de o zdarmă când mere, dar trebuie să mă arde de mâna. Îți foarte atent și vă spun. Și mama s-a mai poate de loc când se întâlnă la anul. Extraordinar ce picior are mama. Hai să vezi. Așteaptă și să vezi ce are. Că fiecare culege
În al treilea rând, ne trebuie puritate spirituală. Ne trebuie o gândire biblică. Ca să nu-i spui fratelui din comitet, nu mă lua cu versete, zice. Te duci și spui, uite ce zice Dumnezeu. De ce nu mă lua cu versete? Dar pe ce să te iau? N-are gândirea biblicizată. Când tu adormeai acasă la tata, el te adormea cu povești din Biblie. Dar tu înciteai cu cine adormi? Ricky Martin, Brad Pitt, că-i tableta, vorba unui frate, am un mare mângâie. Tragele după tragele. Și-și caide ochii și-și tulbură mintea. Deci când abordăm prietenia și curtarea, ne trebuie gândirea curată. Nu-mi luați modele din Argania, că noi ne lăudăm că suntem popor, ca să putem aborda biblic, ne trebuie puritate intelectuală, o minte sănătoasă, ne trebuie puritate morală, o etică creștină în abordarea lucrurilor și ne trebuie puritate spirituală. Pentru edificarea noastră, sigur că am putea citi texte nenumărate din Biblie, dar nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ar putea cineva să-mi definească prietenia? Ca să trecem la pasul acesta. Ați putea să-mi definiți prietenia? Ținând cont că ne trebuie puritate la toate cele trei nivele, ați putea să-mi definiți prietenia. Tu ce-ai numit un prieten? Hai să încercăm câteva variante. Ce-ai numit aceia prieten? Ce era? Ce era? Ce zici, Rodi? Ce înseamnă să ai prieten? Ce? Cum vedeți un prieten? Am vrea să luăm exemplu din Biblie, dar de unde? Cineva m-a întrebat, zice, frate Marcel, noi totuși, nu suntem și noi, suntem prieteni, cât de aproape putem să stăm? Ne uităm imediat la atingere. Cât de aproape putem să stăm? Cât să capă Hristos între voi, am zis. Dacă e mic, stați foarte aproape. Dacă Hristosul vostru e mic, foarte aproape. Dacă e inexistent, și dacă sunteți așa, este drumul iadului. Deci, ce înseamnă un prieten? Ce e un prieten? Cum ați defini un prieten? Dicționarul explicativ al limbii române, știți ce zice că înseamnă un prieten? Dicționarul explicativ al limbii române zice că e o persoană de care fiți foarte atenți la asta, că am constatat că leagă destul de bine, că prietenul este o persoană de care cineva este legat printr-o afecțiune deosebită, bazată pe trei lucruri, pe încredere, pe stimă reciprocă, idei și principii comune. Vă place definiția asta? Și e seacă. E științifică. N-are nimic sentimental în ea. Poate că prietenia nu trebuie să aibă ceva foarte sentimental. Poate că trebuie foarte celebrat. Prietenul este o persoană, prietena este o persoană de care cineva este legat printr-o afecțiune deosebită, bazată pe încredere, stimă reciprocă, idei sau principii comune. Vă rog să depuneți un text, ca să le citim din Biblie, 1 Samuel, capitolul 18, 1 la 5, să vă citesc despre doi băieți. Și apoi ne uităm la prietenia între sexe opuse. Dar uitați-vă ce se întâmplă în 1 Samuel, ce zice Biblia despre oamenii aceștia. Zice că David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeași zi, ce-o făcut Saul? În aceeași zi, Saul l-a oprit pe David și nu l-a lăsat să întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubia ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul, a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Ce înțelegeți? Cum ați definit prietenia din perspectiva acestei relații David și Ionatan? Că ce-i prietenia? Prietenia, dragii mei, urmărește nu profitul, ci persoana. Adică nici o prietenie n-ar trebui să se bazeze ce-aș putea eu obține de la băiatul ăsta sau de la fata asta. Prietenia are menirea să descopere persoana, nu profitul. Aveți asemenea prieteni. Știți o cântare foarte veche care o cântam noi
Am 30 de ani, prieten bun, ați cântat cu biserică, de când sunteți aici? O pregătește să o cânti duminica viitoare. Eu mă duc, dar tu rămâi. Cum zice Domnul Iisus, eu mă duc, dar voi veți rămâne aici. Cam așa, eu nu zbor până sus, numai până în România. Dacă avionul ajunge, atunci ajunge acasă. Prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat, Iisuse, prieten bun. Asta se cântă ascultarea asta. Și tu să te întrebi, oare eu am un prieten adevărat? Că prietenia se bazează pe lucruri, pe încredere, stima reciprocă și idei sau principii comune. Să urmărești, care riscul într-o prietenie? Să urmărești scopurile acelea egoiste în loc să urmărești scopuri comune cu persoana aceea. Să urmărești, să ai interesele acelea meschine. De pildă, uitați-vă ce zice Domnul Iisus în Matei 26, 47 la 50 despre Iuda. Zice, prietenii, uitați-vă la un model de prieten. A venit Iuda la Domnul și Domnul vorbea și știți, a venit pentru războiul care îl purta, că am vorbit despre asta. Și ce-a zis Domnul? De acela pe care voi săruta, acela este să puteți mâna pe el. Și-a venit Iuda și s-a plecat înaintea Domnului și chiar l-a sărutat. Iată ce zice Domnul. Prietene, tu ai greșit definiția prieteniei. Tu urmărești nu persoana, tu urmărești profitul. N-ați văzut oameni care vor să se facă prieteni cu ăia mari? Nu îi interesează deloc persoana. N-are nicio treabă. Este așa și prin mișcările evanghelice. Pe cu ăia mari, nu știu ce mare el prin comitete, se face prieteni. Dar de ce? Pe el îl interesează profitul. Nu de așa, în anii preadolescenței, adolescenței, lucrurile se complică, cum nu vă puteți imagina. Și Domnul zice, prietene, care-i problema ta? Prietenul adevărat, zice Proverbe 17 cu 17, ce zice despre prietenul adevărat? În primul rând, ce face? Iubește oricând. Și cum ajunge el în situații limite? Vă vine în minte acum un prieten adevărat. Deci aici nu vorbesc de câți aveți pe Facebook. Unul din prietenii noștri a rămas în pană pe la Turda, trebuie să ajungă la Cluj. Și s-a dus să schimbe rota și pană și pe rezervă. Era la 1 noaptea. O să zic, acum la sună. Pe cine să sun la ora asta? Soțul zic, oameni din sutile, cât ai tu prieteni pe Facebook? Iată, vin la 1 noaptea, Turda. E adevărat. Că l-ai prezit care nu m-am mânghie pacine, adică toți, că știi mânghierea pe tine. Că mânghierile costă de la cine. Și de aceea avem o alternativă, zice, fiți foarte atenți la prietenul adevărat, lăsați-l în definițiile împărăției lui Dumnezeu, este fața urâtă, să spun așa, a prieteniei, este că foarte puțin sunt prieteni adevărați. Și zice, Ieremia, pune-mi un pic Ieremia 9 cu 4, zice că orice prieten umblă cu bârfei. Vă vine să credeți? Pune-mi un pic textul ca să fie și memoria vizuală. Ieremia 9 cu 4 zice că orice prieten, știi ce face? Nu-ți vine să crezi că ar putea umbla cu bârfe. Orice prieten pică în capcana asta. Adică atunci când vorbește cu tine ca prieten, eu spun, mai are un prieten. Și cu ăla va vorbi despre tine. Că nu-i prieten adevărat. Nu că să bârfească. Țineți. Dar nu înțeles foarte. Voi aveți prieteni? Eu cu ăsta sunt prieteni. Pentru că aminte ce mai râdeam cu Marcela când ne uitam la fete în adolescență. Își trimiteau SMS-ul. Zice, dacă deodată ajungi într-un impas, zice, la mine poți găsi oricând sprijin. Am zis la mamă sau. Scăpăm din Iria, că nu mai avem probleme, că s-o împărățe. După aia au crescut și-o dat seama că nu erau. De fapt, am învățat un lucru, dragilor tale, am spus. Oricât de adânc ați cădea vreodată în umbletele voastre în lumea asta, vă rog un singur lucru. Întoarceți-vă la asta. Te rog, mai îndurera crunt, dar vino, te rog, să plângem împreună. Hai, întoarce-te acasă. Te rog, nu te duce la prietenii tăi din pe Facebook. Hai acasă. Și vom vedea cum Dumnezeu ne-a ridicat rănile. Stăm lângă Domnul.
până acum s-a întâmplat asta. S-au întors mereu și mereu, mereu și mereu. Și am rămas prietenii lor. Ne rugăm să rămânem așa, dar nu știm niciodată cei care avem copii încotro și nu să vor întâmpla lucrurile. Așadar, avem nevoie mai întâi să înțelegem ideea de pe ca să o putem dezbate, care câteva dimensiuni. Dacă ești și tu în situația asta a lui Ieremia, zice, atunci te rog, dezvoltă prietenia adevărată. Nu uita persoana, nu profitul trebuie să te interesezi. Acum când te gândești la o prietenie în vederea căsătorii cu fiul de la ce te-ai uitat la el? Frate Nelu Horodincă mi-a spus că atunci când tinerii noștri se căsătoresc prea devreme, zic că devin foarte sentimental. Vin doi la mine și eu mă duc la nunți toată sâmbătă, toată duminica din martie și până acum. Și întâlnesc foarte mulți tineri pe care și-l consiliez înainte și întreb, dar mă, dragilor, unde îți stau oare? Că tu câți ani ai? Zice, 18, dar fac peste 9 luni, zice, 19. Și tu? Păi, zice, îmi împlinesc până la minute 18. Și ce-ți face? Zice, știți, noi ne iubim. Păi și din ce străi oare? Frate, Marcel, noi ne iubim. E numai sentiment. Dacă amână prea mult și vin la căsătorie și tu îi întrebi, dar cum v-ați cunoscut? Zice, el are o casă. Bun, și ce s-a întâmplat? Cum s-a dezvoltat relația asta? Zice, ea are mașină. E numai rațiune. Dacă e la vreme, e dragoste rațională. Aia care știe că trebuie să iubească într-o casă, că iubirea e responsabilă, aia care știe că trebuie stomacul plin, cu toată iubirea, trebuie plin, ca altfel de visul nutrit, te ducem în centru. Și mai departe. Deci prietenia va trebui să urmărim în ea persoana, nu profitul. Și de aceea când ne uităm la moartea lui Ionatan, uitați-vă la așa le-am uitat, ce zice David cu moare Ionatan? Și familie ce zice? Ce înseamnă o prietenie din asta adevărată? Uitați-vă 2 Samuel 1 cu 26-27, așa ce cântarea 2 Samuel, jale nu a din acolo. E cântarea lui de jale că moare Ionatan, moare și Saul, mor Vitej și bineînțeles Israelul va fi pentru multă vreme în suferință. Mă doare după tine, frate Ionatane. Tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată mai presus de dragostea femeia asta. Nu puteți imagina ce înseamnă, frate? Ba a spus, nu plângeți, nu jăliți fiicea Ierusalimului. De ce? Să n-am de filistenii și să se bucure. Cam așa se încheie povestea asta a prieteniei și cam așa o definește Scriptura. Și cam așa înțeleg eu prietenia adevărată sub aspectul ei social, moral și chiar spiritual. Dar prietenia este și între o fată și un băiat. Și are și asta dimensiunea ei. Și în primul rând, aici trebuie să înțelegem că lucrurile trebuie să se subordoneze ideii centrale și a lecției și a frământărilor noastre, că libertate liber prin Duh de a face, nu înseamnă rebeliune. Ascultați-mă ce vă spun, că au cântat frații despre fiul risipitor. Fiți foarte atenți și vă spun, am tot vorbit cu frații trei astea pe nopțile astea. Când tu nu vrei să rămâi dependent de casa tatălui, când vrei să pleci din spațiul patriarhal, tu ajungi dependent de un străin din țara Turcii. Țineți minte ce vă spun. Când tu crezi că rămâne în biserică, de pildă, tânărul care ai principii, care ai principii la nivel de intelect, ai principii la nivel moral, etică, și ai, sunt principii spirituale. Tu zici, bă, mă duc aici, văd că prietenia nu are nicio treabă cu ce văd eu la colegii mei. Și te duci, ține minte ce spun acum. Dacă nu vrei să rămâi dependent de tată, tu devii dependent de un străin din țara Turcii. El, fiul risipitor, reinterpretează libertatea și zice, libertate înseamnă, care de aici interpretați așa? Libertate înseamnă să fac ce? Ce vreau? Ai libertate? Zice Ioan, în pilda fiului risipitor, asta înseamnă robire. Tu devii dependent de un străin din țara Turcii. De droguri? De tutun? De alcool? De pornografie?
de indecență și imoralitate? N-ați auzit tine care spune că dacă, auziți cât e delegat de Domnul, că dacă nu îl lăsă să îmbrăște cum vrea, nu vreau să vină la biserică. Nu-ți vine să vezi. Atât delegat e de Domnul, Pavel întreabă în Roman capitolul 8, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine ne va despărți? Pavel încearcă câteva posibile lucruri care ne-ar putea despărți. Și el zice, nici viața și nici moartea nu ne-ar putea despărți. De aceea v-aș invita pe toți tinerii să rămâneți legați nu de o casă de modă. Oricât de înguște ar fi niște frați, orice ar fi, nu te lăsa de Domnul. Punct. Atât. Și va veni și vremea când oamenii vor înțelege. Dar deocamdată, în prietenia aceasta, trebuie să înțelegeți prima regulă că prietenia nu e anatomia. Corpul uman nu se învață în perioada prieteniei. Să vă dau un exemplu de ce e periculoasă starea asta. Să ziceți că aveți vreo 5 prieteni, că ăștia așa se laudă, câte prieteni au avut. Și ai făcut tot felul de gesturi și ai spus lucruri necugetate și apoi cu o șansă a te căsători. Și rămâne în biserica multe lesiuni. Și soțul tău vine dintr-o altă biserică, de la Elim, să zicem. Vine și se căsătorește cu tine. Și aude că primul tău prieten a fost X. Și apoi, după o lună, zice că ai mai avut un prieten și Y. Și toată axa asta a X-ului și a Y-ului e primul de prietenii tăi. Eu te întreb, ca bărbat, tu mai poți sta în lumea asta? Eu zic să-ți iei fusă și să te duci la fratele Crișantul de la Elim Ovinitul. De ce? Pentru că suntem total diferiți. Dacă prietenia tu o interpretezi în spiritul lui și o poți anatomică, eu îți spun, soțul tău nu poate sta aici. Dar să mută din Argan, să duc în Zaragoza. Departe. Că n-ai înțeles ce înseamnă ideea aceasta de prietenie, libertatea, sfințirea, puritatea asta te obligă să tratezi prietenia urmărind persoana, nu profitul. Nu cred într-un băiat care urmărește scopuri meschine, ticăloase, să le obțină de la mine ca fată, că mi-ar fi prieten. Nu cred în așa ceva. Și dacă prietenul tău îți spune că ar vrea să vă rugați numai voi doi, eu zic să renunți, să te rogi. Are așa vine un duc pistiel, când e cu tine de mână prin Argan, dacă n-ați venit la biserică după masă, sunteți în parc, și are el așa că ar vrea să mergeți la el acasă să vă rugați. Avem un moment de sedină, zice. Eu te sfătui, mi-aduc aminte când eram în școală, pe fratele Bunaciu, trebuia să faci o practică a predicării pe din la om la om și te duceai prin cișmiciu și predicai la oameni. Și au venit doi băieți și au zis, frate Bunaciu, erau pe o bancă două fete și m-am dus să le spun despre Domnul Iisus. Și au zis că să mă duc să le spun acasă. Bă! Zice, pare lasă din evanghelizare. Așadar, când vorbesc despre prietenia între oameni de același de sex diferit, trebuie să am foarte, foarte mare grijă să înțeleg că prietenia nu e anatomie. Nu te expune ca fată. Prietenie nu înseamnă fidelitate în prietenie. Nu înseamnă ca bărbatul acela să te pupe peste tot, să te strângă peste tot. Este anormal să se întâmple asta. Tu ești fată, ești omul lui Dumnezeu. Te-a purtat părinții la binecuvântare. Înțelege asta, că e nebunia pe care a făcut-o Samson. Să fii nazireu, închinat Domnului și să uiți nebunia asta. Tu ești al Domnului. Tu te uiți la școală cum se învață prietenia. Sau te uiți la prietenia Domnului. Și ce zice Domnul despre ucenici? Voi sunteți prietenii mei. De ce? Dacă faceți ce? Este ce ne porunci el. Ție nu se rușine așa. Când faci ce faci, când rămâi numai tu singură și tu știi că ești pocăită și știi ce înseamnă caracter? Caracter înseamnă totalitatea obiceiurilor pe care le faci când ești numai tu singură. Când nu te vei bine. Nu ăla ești tu adevărat. Nu aici adevăratul caracter. Ăla când nu te vede nimeni, lucrurile alea care le faci, nu, aia e adevărata ta măsură. Aici cred că ți-ai luat Biblia, dacă ți-ai luat-o. Da, acasă.
Așadar, când mă uit la lucrurile acestea, am o primă frământare și aș vrea să vă spun că mai întâi la prietenie, primele probleme care pot apărea este prietenia prematură. Prea de vreme. Le spun fetelor în întâlnirea mea, numai corpul s-a dezvoltat, mintea vine mai târziu. Zice, când te uiți la ea, vine și care 19 ani. Dar numai stai și ascult, o să vezi. Este undeva că cineva și-a căsătorit fata pe la 14 ani și el a avut 20 de ani și a venit soțul și a întrebat un ieri și a cătat un vecin și a fost și o vecină a spus că-i dus să te coste pe Sandra. De ce s-a purtat așa? E prietenia prematură. Mă prejudicează viitoarea căsătorie care a început prea de vreme. Corpul se dezvoltă, dar nu-i minte. Și dacă nu-i minte, se face praf. Așadar, un risc mai întâi la compartimentul acesta este prietenia prematură. Când să încep o prietenie? Stai și întrebare, oare când aș putea să încep? În primul rând trebuie să mă gândesc dacă rezist la presiunea salariei cotidiene, la presiunea asta exterioară, dacă sunt hotărât să-mi păstrez prioritatea și să-mi păstrez puritatea sexuală. Când ai puterea să te opui la așa ceva. Apoi, părinții sunt de acord. Am să vă spun ceva tuturor tinerilor și nu mă acuzați de subiectivism pentru că sunt tată și am și copii mai mari și mai mici. Dar părinții sunt o autoritate pe care i-o delegat Dumnezeu. Când un tată și o mamă credincioasă îți spune că relația asta nu e bună, te rog să pleci repede de două ori, ce zis. Când tata și mama spun, dragul mama, dragul tata, nu-i de tine, te rog să... Eu nu spun să te însoare mama și tata, nu despre asta, nu mă acuzați așa ceva. Eu spun doar să crezi, să iei cuvântul lor ca fiind venit din partea lui Dumnezeu printr-o autoritate. Când biserica îți spune, toată biserica, sau slujitorii ei, nu cred că-i potrivit ce faci, nu-ți e bună relația asta. E o autoritate, te rog să ții cont de asta. Deci ai câteva lucruri de făcut. Dacă reziști la presiunea aceasta a jugului unei prietenii, dacă ești hotărât să păstrezi puritatea sexuală, ești, ai lucrul ăsta în minte. Și trei, dacă părinții sunt de acord. Care-i scopul unei prietenii? Părinții noastre, care ar fi scopul unei prietenii? Dacă n-are scop, Nicuriță, Emil Căreanu cântă o cântare, mâine lăsase-ne îndoim, Iisuse, de izbândă, că-și fără țel ne prăbușim în moarte și o sângă. Oare, stau să mă întreb, are prietenia de un scop? Tu de ce vrei să ai prieteni? Ce? Care-i scopul prieteniei? Care-i scopul prieteniei? Cei mai mulți intră în relația asta de prietenie presați de atracție. Presați de ceilalți. Nu uitați că în prietenie persoana contează de profitul. Așadar, prietenia mă conduce în acel tip de socializare în care cunosc persoane, caractere. Nu împlinesc pornirile. Prietenia are menirea să mă ajute să descopăr oameni. Prietenia n-are o altă menire. Prietenia mă ajută doar să cunosc oameni. Că dacă tu ești băiat, ce zici, nelucruț ar fi fost să fie avut 10 surori de aici, prea tine. Bianca, iată. Că Nelu a fost cu mine, pe gimnare. Și acum să ajungi liber la tineret. Și vrei să le spui la tine despre puritate. Și trist cu capul pe sub bancă, numai lic de tine. De ce? Ascultați-mă ce vă spun și lăsați reperele biblice să vă ordoneze viața și nu reperele culturale. Scopul familiei nu-i să-mi împlinesc pornirile, ci să descoper caractere, oameni. Să am puterea aceea de analiză critică. Când stau cu o persoană vorbind cu ea, să știu să descoper
oameni pe care au iubit în ei. N-ați văzut oameni care au așa o psihologie atât de bună, că ai schimbat două cuvinte cu el, ai stat de două ori de vorbă cu el și ți-o și dat nota. Pentru că poate descoperi oameni. Asta e rolul prieteniei. Rolul prieteniei nu-i să-ți împlinești pornirile ticăloase, ci este puterea aceea de a selecta. E o progresie normală în prietenie și apoi începe logodna și începe curtarea, că știu să descoper oameni. De aceea vă rog să nu vă permiteți în prietenie, ca prietenirea nu e de căsătorie. Prieteni, nu știi nimeni ce-i, părinții nu mai pot de dotri, să uită după el, după ea. Nu ești interesat cu cine merge. Nu ești interesat cu cine vine. Te poți lăsa capul pe pernă, știind că pruncii te-ai dus în casă? Tu poți asta? Unde-i dus? Știți că în Israel nu putea să iasă din cetate o fată dacă nu era și drumul spunea unde merg? Mă duc până în cetatea cu tare. Acolo e drum de o zi și o noapte. Nu poți merge singură. Îți trebuie un cad de rudenie. Unu, părinți sau frați. Atât nu putea ieși. Există o rânduială pe care o așează Dumnezeu. V-aș face aici câteva recomandări. Stabiliți-vă în prietenie standardele. Limite! Nu ziceam, mă duc la întâlnire și apoi învidie noi, că nu știu unde pești unii ca. Stabilește dinainte care sunt limitele. Până unde ne ducem în prietenia asta? Vom frecventa care locul? De pildă, ce-ar fi dacă v-ați stabilit într-o prietenie că veți frecventa numai locuri publice? V-ar place? Ați mai perpetua o astfel de prietenie. Dar cum fac prietenia asta? Zic, atât o străză de fără lumina publică. Toată biserica mea aia pe aici în jos, vii, vezi că eu nu erau întâmplat. De ce? Că sunt păstă de noapte? Aia nu e prietenie. Ai ceva de ascuns. Nu ești de bine. Ascultă-mă. Vorbeam acasă, la bine, cei care au fost acolo. Aduceți aminte ce era în urmă cu 30 și ceva de ani, de revoluție? Ce-ar fi însemnat să mă vadă doi frați de pildă, un frate din biserică mărgând de mână? Erați egal cu o doamnă din colegi. De ce? Pentru că aveam alte principii. Dar ce v-ați spune astăzi doi tineri de aici, care s-au cunoscut ieri și mări de mână, nu mai pot deloc, și-au descoperit care și ăla la 5 de ăștia la omul? Ce ți-ar spune dacă ei spune, băi, ce-ar zice? Salută la tine și-ar zice, tu ce ești? Omul cu ochii albaștri? De unde vii? Nu uitați un lucru extraordinar, stabiliți-vă standardele în prietenie, ca să n-ajungeți rău. Stabilește dinainte eu ce permit în relația asta, care e limita, până unde vă duc. Stabilește părimare. Doi, stabilește-ți prietenii doar în doi, numai doi mergem în prietenia asta, sau rămânem într-un cerc mai larg și noi empatizăm și mai degrabă manifestăm o dragoste platonică. Asta e numai din primire, așa. Dragoste platonică. De aici, la ușă. În al doilea rând, gândește-te care sunt locurile pe care le vei frecventa. Care sunt atingerile pe care le vei accepta. Ai acum îți vine în minte ești fată. Ce ai acceptat din partea unui bărbat pentru tine? Care sunt atingerile pe care le vei accepta? O să nu te gândești, mie nu mi se întâmplă, eu mă duc și zic, stabilește dinainte. Că dacă știi răspunsurile dinainte, ți-e mult mai ușor să eviți situația. Foarte ușor să eviți. Ce activități trebuie să evit ca să, sau să le resping? Ce-ar trebui să spun, să-i spun asta? Nu fac niciodată. Dacă ai răspunsul înainte să vină ispita, vei discuti de foarte mult. De asemenea, dacă standardele le-ai fixat corect, atunci lucrurile merg bine, dar dacă ți-ai fixat standardele greșite, dacă vrei o prietenie adevărată a unui om, atunci, în planul de prietenie,
Dacă ești pregătit pentru orice situație care ar putea apărea, pune-ți următoarele întrebări. Eu am notat pe 4 întrebări care ar trebui să ți le pui dacă poți intra atunci când intri pe timp. Cum este câteva întrebări? Cum vei reacționa, zis eu, dacă prietena sau prietenul va dori să ajungem la o relație fizică? Care va fi reacția? Nu zice atunci, zic eu, văd eu cum fac, dar cred că îl zbârg, îl împrăștiu pe părețe ăla, nu? Eu zic că nu împrăștiu nimic. Puneți întrebarea asta și dă-ți răspunsul care. Care va fi reacția dacă el sau ea mă conduce spre așa ceva? Dacă prietena mea sau prietenul meu vreau să merg într-un loc în care eu nu vreau să merg, care va fi reacția mea? Că e culmea că după ce ne căsătorim că nu vrea să margă. Apoi nu vrea și gata. Tu îi spui, băi, nevastă, ce mi-are până? Nu. Și tu vei în joc și gata. Cum că în prietenie nu se întâmplă asta? Hai să ne ai. Nu zici încă o dată. Acasă nu mai zici. O zici nu, aproape că îți pare bine că nu vrea. Și tu mai zici încă o dată. Și încă o dată. Dacă te duci într-un loc în care nu vrei să mergi, care e reacția? Îți vine minte acum că ai fost locul în care n-ar fi trebuit să fie. Pentru că asta îți deformează calitatea ta de băiat și de fată. În ce împrejurări voi pune punct prietenirea asta? Care sunt condițiile în care, dacă se întâmplă asta, eu opresc din start prietenirea asta? Care sunt criteriile după care voi aprecia că are reușită întâlnirea sau prietenirea? Cum evaluez când vii seara? Pui, ești din Anaura, ce? Și Ninu Bisel, dai cu capul și apoi te luminezi la ușă, cam ajuns acasă, că tot ai pisat. Cum îi valorezi că a fost o întâlnire reușită? Pe ce? Dar acum, aveți o întrebare la prietenie? Sau vreți să puneți la întrebare prietenului sau prietenii mai degrabă? Pe mine nu mă întrebați foarte multe, că eu sunt surat și... Dar voi întrebați-vă, frământați-vă voi. Asta e numai partea prieteniei, că după asta urmează frântarea. Ai descoperit caractere, știi cum să evaluezi un lucru, aia e prietenia, nu profitul. Și acum, n-auzi cât e unul, zice, nu știu, că am un mic și frică să mă mai mărim, zice, să mai încep o relație. Dar de ce? Că n-ai tratat în profunzime relațiile de dinainte. Și eu l-am molestat și... Poate că înțeles că trebuie să pună în cadrul relației. De-aia. Poate că nu ți-ai pus întrebările, nu ți-ai stabilit limitele care trebuie. Dar despre curtare, dacă e căutare sau călăuzire, ce să zicem? Știți ce au zis, știți, au fost și ceva la Auschwitz de aici? Nu dacă ați fost în lagă. Dacă ați fost în vizită, înțelegeți, că a trecut totuși 50 de ani, 60 de ani. Da. Dar la Auschwitz, Hitler a bătut o siglă pe perete și a scris un lucru care l-a notat. Am eliberat Germania de smintenile stupide și degradante numite conștiință și moralitate. Fiți foarte atenți. Am eliberat Germania de smintenile stupide și degradante, ceva ce a zis președintele României, de smintenile numite conștiință și moralitate. Vom educa tineri în fața cărora lumea va tremura. Îmi doresc tineri capabili de violență, impetuoși, neînduplecați, fără milă. Cum crezi că te-ar trata un tânăr de aici, dacă l-ai întâlnit cu capabil? Cu milă? Au și-o zis bărbatul ăsta, și-o zis omul ăsta. Când omul se îndepărtează de căile Creatorului, el însuși devine Dumnezeu. Atunci se dezlăge iată. Când un tânăr n-are principii, când o fată n-are principii, curtarea e teribilă. E teribilă. De aceea fiul risipitor, redefinind libertatea, a ajuns atât de stăpânit. Și cred că unora de aici, nu mă pun în situația asta, dar unora de aici cred că vișenă de relațiile de prietenie. Că n-ați stabilit principiile. Ați crezut că prietenile așa, cum cam cum o trasează lumea. Pe acolo ați văzut ce se întâmplă la colțul de gardă la școală și a zis că aia e prietenia. De aceea,
am redus aproape la, am minimalizat și ideea de dragoste, amintea cineva dimineață. Și am auzit pe unul care zice, și eu te-ai lăbit și tu nimic, bate alenul și omul. Uitați-vă ce atitudine. Dragostea care este din Dumnezeu, s-o reduci la câteva vorbe extraordinar de subțire. Le-am spus unde nu trebuie și cum nu trebuie. Și de aceea am să vă ofer și un model biblic de curtare, singurul care e biblic și în vederea curtării, dar independența asta, adică crezul că la vârsta asta aș putea face orice, că e vârstă. N-ați auzit oameni care spun, bă, tineri, bă, asta credeți că tinereța înseamnă, e sinonimă cu rebeliunea, că e justificat păcatul pentru că ești tânăr? Ce zice David despre cărarea curată a tinerilor? Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Dumnezeu, cum credeți că și-o poate ținea? Numai dacă principiile pe care le are în prietenie și în purtare sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Unii de super sfinți și-o stabilit mai mare din Dumnezeu. Văd Dumnezeu asta, dar eu sunt mai atent. Nu mă mai bag, zice, eu scrie așa, dar nu mai e super sfântul ăsta. Vreie până când face el, zice, găsesc eu, vă spun imediat ce găsesc, nu găsesc nimic. Că nici nu ți-o da ție capacitatea să găsești. Căsătoria nici nu este căutare, că este acceptare. Mi-au zis lui Adam, vezi că am ascuns 10 femei în catele. Și care îți place el? Nu-i căutare familia. Eu adus-o și putea Dumnezeu să aducă ceva ce nu se potrivește. La ce face Dumnezeu, mai este ceva de adăugat sau ceva de tăiat? Dar dacă cauți tu, după 20 de ani de căsătorie, începi să te uiți în reviste, ca ta, mai primi niște forme, nu față de alea care le-ai avea din ai luat. Și tu tot tai, ai mai pune din cor, ce ai mai pune din cor, rămâne mintea sănătoasă. Ce important e să rămână mintea în echilibru. Bărbați care sunt tentați să se uite la femei făcute pe calculator. Are nici nu există în realitate. E o armă diabolică, aia din tine, aia e adevărată, aia inima mea bate pentru tine. Și vă spun tuturor bărbaților să nu vă comparați vreodată nevasta cu cineva. Și soțul să spui, dacă ai fi tu, n-ați auzit? Pe la noi, la Necoșescu, vorbesc ce nu a avut el zice nevastă, că el zice că răsturnam. Și femeii sunt așa și că n-am avut eu bărbat. Ea este nouă heniu acolo pe munță România, în picioare, că n-au avut ele bărbat după ei. E răsturnat, e mutat. Seara asta oricum chiar durea, poate acum ești într-o relație de prietenie. Dar principiile sunt abdicate, scăzute, ai trântit tot la pământ, te-ai lăsat pradă pornirilor tale, ai vrut să rupi gura târgului și să impresionezi pe toți, dacă vrei să te căsătorești. Deci trebuie să vrei mai întâi. Prietenia te ajută să descoperi caracterul, oameni, nu să profiți ceva, să descoperi un om. Ca apoi, în perioada de curtare, să poți să alegi. Dar cum să alegi? Din ce ți oferă Dumnezeu? Să accepti! Din ce ți oferă Dumnezeu? Să ai puterea unei evaluări concrete. Dar aici zice Apostolul Pavel și absolut noi toți zice că dacă cineva vrea să facă asta, e un lucru din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu iubește pur și simplu lucrul ăsta. Deci, perioada de curtare. Și perioada de curtare. Hai să vă întreb. Deci curtarea îi căutare, îi rațiune sau călăuzire? Ce ziceți băieții care curtați o fată? Curtarea e călăuzire sau îi căutare? Și dacă spuneți una sau alta, dați-mi un model din Biblie. Oferiți-mi un model ce este. Cum să înțelegem oare curtarea? V-aș oferi un model din Scriptură. De ce din Scriptură? Poetul național al Germaniei, Goethe, a spus că ridicarea sau coborârea unei națiuni ține de felul în care aceasta se raportează la Cuvântul lui Dumnezeu.
Îți vine să crezi că și în prietenie, și în purtare trebuie să ții cont de niște principii. Dar te rog să nu-ți arogi drepturi pe care nu ți-l-o da mine niciodată. Adică Dumnezeu nu o să zic că le trec aici prin fața ta și am auzit câteva genii din astea care zic eu, nu, mă sor, până nu-mi găsesc una. Tu ai avea curajul să te lansezi într-o asemenea căutare, că tu ți-ai alege una? Ionică și Jean mi-au povestit că undeva unul nu să se însoare. Nu e bine. Și zic, mă, unde să găsesc o fată bună? Și o să mă duc la Popeiți, că acolo mai sunt. Și o puse ochii pe una din la cor, care poate ieșe de două ori pe program să o vadă tăți, și o zis, nu, asta trebuie purtată. Și-o purtată. Și apoi, ca să o poată lua, o trebuie să se pocăiască și el, să se boteze pe pocăința. E serioasă, e o chestiune profundă. Și frații nu au avut niciun testă pentru el, așa că, bineînțeles că l-au botezat. După un an de zile, după ce au purtat-o pe fata asta, o luat în căsătorie. Și în sala nunții zice, zice, draga mea, zice, trebuie să-ți dau o veste care te va amestea. Zice, eu din sala asta nu mai calc la pocăință. Că mie nu mi-a fost de pocăință, mi-a fost de însurător. El se gândea că ea va izbucni într-un plâns isteric. I-a început să vină. Și o să stai că nici eu nu mai măric. Zice că nici mie nu mi-a fost de pocăință, mi-a fost de măricat. Că ce caută omul și ce seamănă. Lege. Așadar, când vorbesc despre curtare, mă gândesc care este modelul ăla biblic despre care vorbește Biblia. Înainte de a oferi perspectiva asta biblică pe chestiunea asta a curtării, aș vrea să punctez câteva lucruri care cauzează probleme în alegerea partenerului. Prima dintre ele este că tu însuți nu ești persoana potrivită. Tu îți cauți persoana potrivită, dar tu însuți nu ești persoana potrivită, predată, abandonată Domnului. Doi, cauți persoana nepotrivită pentru tine, idealizată numai în mintea ta e asta. Că dacă ar fi așa, ar fi persoana ideală. Trei, motivațiile greșite în alegerea partenerului. Nu sunt motivațiile sănătoase în alegerea partenerului. Care e perspectiva biblică? V-aș spune eu în două cuvinte. Singura modalitate de a înțelege cum ar trebui să se decurgă curtarea este uitându-ne cum și-a curtat Hristos biserica. El a căutat un partener ideal. Dar ce a făcut Domnul Iisus Hristos? El s-a oferit Tatălui ca partenerul ideal. Și ce-a făcut Tatălui? I-a dat mirea asta. Și ce face Duhul Sfânt astăzi cu mirea sa lui? O pregătește. Pentru ce? Pentru Marea Tatăl. Zicea lui, cântăm o cântare, vei fi și tu acolo. La ce? Deci, cum e purtarea asta? Purtarea, știți cum e? Băieți și fete, știți cum e purtarea? Nu căutare, nu căutare, e acceptare. Nu-i alegere. E călăuzire. În ce sens? Nu în sensul că mă apuc și caut. În sensul că dacă vrei să te căsătorești, nu căuta partenerul ideal, ci oferă-te lui Dumnezeu ca un partener ideal. Și El te va oferi cu El. Ai vrea asta? Trebuie bărbații care au văzut așa prieteni, nici ar vrea să-și iei când își ia mirea asta. Una care nu a văzut niciun băiat. Am auzit de unul care și-a crescut băieții separat de lume, zice că să nu, ai băie, să nu fie întinat de lume. Și nu a văzut niciodată femeie. Și la un moment dat au ieșit ăștia din pădure, au fost crescuți și treceau o căruță cu un căruțaș și în căruță două fete. Și au întrebat pe taică, ce sunt ăia doi din față, ea scară, zis. Și ăla de acolo, deasupra, ce-i cu zis? Și ăla-i căruțașul. Și în spate și păi zice, alea zberză. Zice, vreți să vă iei ca ta un cal? De ce nu vrem o barză? Pentru că există atracția asta nativ, există atracția, mă uimește Parlamentul European și mă uimește și Parlamentul României, că zice că ar trebui să am atracție înspre un animal, ați auzit că sunt state în Statele Unite, care au acceptat căsătoria dintre un bărbat, un om și un animal. Și zoofilia au devenit cumva legalizată și într-o astfel de lume. Tu trebuie să știi cum e curtare dacă vrei să te căsătorești. Nu căuta partenerul
ideal. Oferă-te! Oferă-te! Dă-te pe tine însuți lui Hristos! La 30 de ani, 40 de ani! Și știi ce face Hristos? Hristos îți va aduce partenerul ideal. Este o întrebare în Proverbe. Cine poate găsi o nevastă și ce ne zice? Că ăia cu 5 sau 10 sau 12 sau 2 facultăți, ăia pot găsi o femeie înțeleată. Nu zice, asta e imposibil pentru noi. Asta, zice, e un dar de la Domnul. Nu, acum se înceapă curtele la mântul de Sfântului. De acum, să vezi că tineri, frate Iulian, tot la rugăciune, că se predau în mâna Domnului, dacă vrei să te măriți, nu căuta. Oferă-te. Dar cui să mă oferi? Mă înseamnă că prietenia de profit. E un spațiu care tu înveți să descoperi oameni. Aia e prietenie. Prietenul nu caută să profite de pe urma ta. Să te descalifice ca băiat, ca fată. Curtarea nu înseamnă fuga aceea, prostirea unuia de sex opus până mă... O zis unul, zice, Doamne, zice, ce cum să faci așa că ai făcut femeile așa frumoase? Vă zis ca să fie dragi, să te căsătorești cu ele. Dar o zis, nu știu, bine ai făcut așa cu minte mai puțin. Zice, ca să accepte să se căsătorească cu tine. Și asta numim noi completare în spațiul acesta numit familie, căsătorie. Dacă vreți să vă căsătoriți, toți neposanii, tăti neposanii și tăti sălăjenii și tăti biserica asta, că nu sunteți căsătoriți, ne trebuie o prietenie, dar nu după modelul Arganda. Ne trebuie modelul prieteniei apostolice, în care Domnul i-a cunoscut, i-a șlefuit, știa cum geme inima în ei, tot, și putea să facă diferență. În prietenia asta, când ești din ea, ești mai sus, nu mai jos, să nu-ți poți ridica capul. De aceea, de ce să mergi de lângă? Pentru ce? A, să nu mă credeți, nu vin din lumea fel. Cunosc, îți bunic, dar nu-ți bătrân. M-am căsătorit de vreme. Înțeleg lucrurile astea, am trecut pe acolo. Am copii care au frământările acestea și vorbim cu ei. Îi spun lui Apă, dragul lui Tatăl, toate la vremea lor. Lasă pe Dumnezeu să ordoneze lucrurile, după-ți partea ta de băiat. Dar care e a mea, Tatăl? Dăruiește-te lui. Ca un partener ideal. Dar tu, om de nimic, ai vrea să stai tocmai un partener ideal? Ai vrea să te dărui mai întâi el, ca să dăruiască tine frumusețea lui. Și într-o zi, numai să vezi cum o creează Dumnezeu. Pentru asta, asta nu înseamnă, te-o sunat cineva, de ce nu, ce nu te rog numărul meu? De ce nu, dă un gol, de ce, nu-i da. Ce crezi că, cine ești tu, că nu făcăși cu aia? Îmi dai bunate să vine întrebare dacă nu vrei. Eu zic să fie deschisă. În timp ce ești în căușul palmei lui. Dacă te-o sunat, răspunde. Răspunde, vorbește că acasă spune gura bună. Și vorbește cu el și spune, eu asta înțeleg despre prietenie. Vreau să ne cunoaștem. Vreau să ne cunoaștem. Nu să profit de tine, nici de mine, dar vreau să ne cunoaștem. Și dacă vrei să mă curtez, atunci îți spun de acum că eu m-am dat Domnului mai întâi. De aceea nu mai toți doar. Numai când m-a dat El. Dar în timpul ăsta încerc să demonstrez tuturor că vreau. Să nu trăiți senzația aceea care e extraordinar de falsă. Auzi pe câte unul zice, apoi zice, cum zice Pavel, zice, mai bine fac dacă nu vă. Nu și așa m-au apucat vârsta asta. Descalia care gândesc că nu mă cap până la 12 și am zis și mai bine rămân pe jos, zice, cam ușa așa e 12. Dragii mei, Pavel are două lucruri de comentat aici. Unu, având în vedere vremea de acum, aș vrea să vă scutesc. Doi, deci Apostolul Pavel, numai cine se hotărăște să facă asta pentru Domnul. Și să o facă, nu când îmi dă seama că nu mai e nimeni, sau nu-l mai e nimeni. Să o facă pentru Domnul, trebuie să facă înainte. Dar dacă acum ești așa, din seara asta, vă rog pe toate fetele să decideți așa. Voi fi deschisă la toate ofertele pe care cerul mi le face. Unde e problema? Nu la oferte e problema, în urmărit. Aici e problema. Și aici n-are ce să se întâmple. Nu îți face problema.
Dacă tu nu cobori la timp, ci lași ca Duhul Domnului să te miște între Zoreia și Eștaol, n-are ce să se întâmple. Rămâi în spațiul de care cum scrie voia lui Dumnezeu și n-are ce să se întâmple. Iisus Hristos, când a curtat biserica, s-a dăruit Tatălui și spune El, eu pentru asta am venit. Voia Tatălui. Asigurați-vă seara asta că v-ați dăruit în totalitate Lui. Atât. Și că toate prieteniile, dacă acum sunt tineri și tineri aici care relațiile de prietenie sunt neserioase, te rog în seara asta să te întâlnești cu El aici la ieșire, cu ea la ieșire. Și să spui din seara asta, ne pune viața în mea. S-ar putea unele frământări din adunare, dragii mei, să fie provocate de tot felul de relații nelegitime, de stări nepotrivite, de tot felul de relații dubioase și de tot felul de frământări pe care le practicăm noi, s-ar putea să nu meargă corul, s-ar putea să nu meargă lucrarea cu bărbații, cu tinerii, pentru că sunt lucruri care stau împotrivă, precum păcatul lui Acan. Și nu merge! Până când e decizia seara asta, Doamne. Și nu știu dacă am putea unde veni, dacă am putea cânta cântarea Doamne, mă predau asir, să știi veni. Pregătește un pic, te rog. Dacă am putea cânta, dar aș vrea să spun că acum când vrem să cântăm cântarea asta, departe de mine gândul că numai cei tineri care intră în relație de genul acesta. Ascultați-mă, Domnul vrea căsătorie, e un lucru bun, e extraordinar. El vechează pentru ca căsătoria ta să fie o reușită. Și în prietenie vă ajută să aveți relația în care nu profitați de celălalt, ci descoperiți oameni, caractere. Lăsați prietenii să fie prietenii, dar încă ușul partei lui. Nu întinda biserică cu relațiile tale mizerabile. Nu te duce unde noi te mergi. Dumnezeu îi spune lui Iona, dacă tu ești evreu și te temi de Domnul, ce cauți pe corabie cu noi? De ce ești aici? Și de ce l-ați făcut așa? În seara asta dezvelim cântând cântarea aceasta. Pentru că relația de căsătorie este extraordinar de importantă. Nu vreau să vă când am zis să mă chemați la lumea, nu v-am luat niciun avocul, dragii mei, sunt căsători de noi. Vreau doar să vă căsătorii, știți de ce? Dacă v-ați căsătorii fetele și băieții toate acum, ați dat stabilitate bisericii. Când o relație se desăvârșește prin căsătorie, ea scutește biserica de tare multe frământări. Frață să extrem de afectat să vadă două relații dubioase dincolo, unul ia dincolo, unul vine dintr-o parte, nu știu de pe unde, unul are o fată necredincioasă. Vreau să putem cânta cântarea asta. Dacă vrei să te predai, nu trebuie să ne rugăm pentru tine. În sensul predării, în sensul că, Doamne, sunt gata să mă înscriu pe ordinea cerească a lucrurilor și îmi cer iertare pentru orice atitudine nedemnă prin care ți-am pătat onoarea, le-am amărât inima părinților mei, a bisericii din care vin, Doamne, îmi cer iertare și vreau să fiu mai întâi prieten și prieten cu tine. Și vreau să rămân în căușul palmei tale liniștit. Pentru că aș vrea căutarea să nu fie o căutare de bună. Și să fie o acceptare, Doamne. De aceea mă predau ție. Ca să pot să realizez minunea aceasta. Haideți să ne ridicăm și